Primarul Gojului Francis Boldea a anunțat că lucrările la ștrand sunt aproape finalizate. Constructorul a cerut întrunirea Comisiei pentru recepția lucrărilor, care va avea loc foarte probabil săptămâna viitoare. Lucrările de la ștrandul din Lugoj au fost blocate din 2014, la un an după ce au început. Primăria, constructorul și proiectantul au avut mai multe neînțelegeri legate de plățile făcute în timpul proiectului. Valoarea lucrărilor depășește 2 milioane de euro. Desigur, va fi o anexă 2 de lucrări care nu sunt terminate complet, lucrări care trebuie remediate într-un termen de 30 sau 60 de zile și pe care constructorul este obligat să le facă până la stingerea și a anexei numărul 2. E un lucru important că după această recepție obiectivul se predă, ca atare vom avea posibilitatea să punem acolo și un alt aranjament floral, să punem acolo și mobilierul care trebuie, și șezlonurile, și umbreluțele, și măsuțele, și elementele care sunt pentru copii, într-un cuvânt să-l facem un ștrand viu. Primarul Lugojului a garantat că ștrandul va intra în funcțiune începând cu data de 1 mai a anului viitor.